provocatorilor. Iată că, nu știu vouă cum, dar mie mi-a fost foarte dor de o provocare. Și tocmai din acest motiv, în timp ce plămădim o provocare bună pentru Cezara, cea căreia de mai nou i-a căzut colacul, am zis eu să întâlnim acest sezon extraordinar, frumos, aventuros și nu înainte să-l petrecem pe cel rece. Vreau să vă amintesc că în perioada rece a anului am avut cei mai minunați oameni alături de noi, spre exemplu pe interpretul și de mai nou vloggerul Vlad Codreanu. Elvira! Uite, să știi că până acum mă sună baba Lena Vrăjitoarea, ea mă cheamă la o cafea ca să mă ghișească pe ea. Și îmi pare că ea se cere cerută la o provocare. Nu în ultimul rând, dragi prieteni, și interpreta Ala Zasmenko a fost împreună cu noi la o provocare de onoare. Așa, Elvira, să știi că și până în ziua de astăzi am bătături în palme din cauza porumbului de data trecută când am fost cu Carolina Gorun provocate să dișghiocăm, da? Asta spune că provocarea a fost foarte eficientă. Așa, și nu mergem departe, venim la doi pași la un bărbat frumos care se și dezgheață. Giovanni Vieru este și prietenul acestei găști, dar nu în ultimul rând prieteni, prezentatoarea și organizatoarea tuturor evenimentelor de frunte, Ludmila Belostecnic. Salutare, Ludmila. Salutare, Elvira. Ce vreau să spun? Că spun că eu vreau să te provoc astăzi. Vrei să mă provoci tu? Asta să o crezi tu, pentru că, de fapt, alături de prietenii noștri, am decis să te provocăm pe tine. Așa e, dragi prieteni? Hei, da, Ludmila, să știi, Elvira, că noi de data aceasta am decis ca să-ți facem ție o provocare de onoare. Se pare că vreți să vă bateți joc de mine. Care, Ludmila? Elvira, să ajungi la maturitate nu e un lucru mare, dar să rămâi copil în suflet, asta da provocare. De aceea te provocăm la cele mai tari jocuri ale copilăriei noastre. Nu sunt toate, dar sunt câteva. Asta ar însemna, da? Să sărim în coardă. Să sărim în... Râzână. Pentru că așa noi spuneam în copilărie, în pauza orelor când eram la școală, luam toate colegele și ziceam să se termine lecția pentru că haideți repede să sărim în râzână. Așa era. Da. Deci, dragi prieteni, eu sunt sigură, i-ați văzut pe scenele noastre, i-ați văzut cântând, i-ați văzut dansând, i-ați văzut prezentând, însă în ipostaza asta încă nu i-ați văzut. Elvira, alături de noi, să știi că a venit și Tulbure. Bună seara la toată lumea. Tulbure Dumitru, el este un tânăr vlogger Diamond. Așa e. Adunat aici toți vloggerii, văd eu. Diamond, vlogger, și sigur. Tot alături de noi mai este și un cabătut fotografer. Și de mai nou și regizor. Ceva mai nou a venit. Salut! Bine v-am găsit! Eu să înțeleg că gașca este suficient de mare și că astăzi o să ne iasă chiar o provocare pe măsura așteptărilor și poate și mai mult. Deci, let's go! A fost o mică încălzire în coardă, sărim cu Ala. Pentru că în acest moment vă să știi că, cum am zis, te provocăm pe tine să sari în coardă. Vlad. Atenție, atenție, doamnelor și domnilor! Elvira Blându se dezbracă de coșoc, vine primăvara și să vedem acum, Elvira, cum va sări în coardă. Elvira, te provoc să sari de 40 de ori. 1, 2, 3, 4... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Bravo! Bravo, Elvira! La capitolul jocuri din copilărie, imaginația noastră și-a dat frâu liber. Nici să vă vină a crede că faimoasele celebrități se pot dezbrăca atât de ușor pe haina de vedetă, doar de dragul copilăriei. Ieri am fost și noi copii, dar timpul ne-a schimbat. În viață am pornit și vise am împlinit așa.
Vreau să vă întreb ce jocuri din copilărie vă mai amintiți? Săritul cu elasticul. Sau în elastic. Capra. Este capra, da. Eu văd că ție ți-ar plăcea să sari capra. Da, mie îmi plăcea la educația fizică, mie mereu îmi plăcea să sar capra. Azi a la toi și capra și noi sărim. Eu cred că cea mai bună idee ar fi tu să fii capra, pentru că ești așa mai mușchios. Ești mai mușchios. Lumea inocente, păstrați orice ar fi. Pentru copii ieri am fost și noi copii, dar timpul ne-a schimbat. Ai emoții? Am fost, da? S-am împlinit așa cum ne-am dorit. Să întreb cât de greu a fost să fii capră. Ia cam ușa să vedem în Giovanni cum, cât de greu a să fie lui a să fie capră, mai ales când sar fietele, pentru că el e cu manicuri, pedicuri și când pun ghearele pe spinare, este plăcut. Foarte plăcut. Știu a vorbi atât de adevărat. Se distrează, sunt copii. Da, bravo. Ce părere aveți? O părere foarte bună. Ne-ați sărit capra? Am sărit de multe ori, dar ne pățu că mi-e așa mosare. Elvira, ești aici? Vino încoace. Draga mea, întotdeauna mi-ai spus că îți dorești o siluetă perfectă așa precum o ai, dar ca să o menții frumoasă e nevoie de mișcare, multă mișcare și mai ales avem noi un exercițiu perfect pentru fese, pentru fese, pentru picioare sexy. Ești gata să-l afli? Da. Hai să înceapă marea provocare pentru Elvira. Așa, Ala, ți-aduce aminte? Asta era la noi prima etapă în copilărie, da? Eu am uitat-o, dar eu am văzut că tu ți-amintești mult mai bine decât noi toți, așa că tu o să începi, tu vei fi prima, pe care noi urmăm. Așa, bine, ne-am înțeles. Deci eu țin minte cam în felul următor era. Se începea cu 1, 2, 3, da? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, cam așa, da? Cam așa, probabil. Ala este foarte, foarte bună la săritul elasticului. Dragi prieteni, fiți atenți. Masterclass by Ala Zasmenko. Fetele. Dacă mai țineți minte, înainte băieții erau puțin mai năstrușnici și tăiam elasticul la fete, apoi alergam. Și în momentul acela m-am mai prins eu careva secrete din acest joc. Zi, sincer, ai sărit și tu în copilărie, da, cu fetele. Da, am sărit. Primăvara, se aștepte toată țara, florițele pe câmpii. Hai să le adunăm copii, floricele pe câmpii, hai să le adunăm copii. Elvira, da? Dă-te rog frumos să-mi fac și eu un pic meseria, ce zici? Știu, îmi permiți? Bine, îți permit. Da, bine. Vlad, ia-te rog foarte mult coarda. Da. Și periculos. Da, sună periculos. Trage coarda mai jos. Da. Deci așa. Ce trebuie să faci tu acum? Să sari în coardă și să-mi spui o poezie. La limba română ce notă ai avut? Din copilărie facem? Hai, bine, atunci din copilărie, din da. Copilărie. Hai. Nu-l complicăm cu luceafărul cu. Cobor, luceafăr, din cobor odată pe pământ. Și tu, da, ești gata? Da. Ce poezie o să ne spui? Cea care eu am primit nota 10.
Cu siguranță a fost unica. Cătăluși cu părul creț. Trebuie să sar și să spun poezie? 2, 3 și... Cățăluș cu părul creț. Încă o dată, stai. Din nou, ești gata? Hai. Cățăluș cu părul creț, cură rața din coșteț, el se jură că... Încă o dată, stai. Din nou. Eu cred că o să ne apuce apusul soarelui. Se vede că nu prea ai avut 10 la această poezie. Cățăluș cu părul creț, fură rața din coteț, iar se jură că n-o fă, dar l-am prins cu rața în gură. Bravo! Vlad, ce să zic, te-ai descurcat de minune. Bravo ție, băiete! Dar știi, fac eu o chestie foarte interesantă cu copiii mei acum. Eu întortochez un pic poeziile ca să pară ele mai interesante, după care ei trebuie să ghicească despre care poezie este vorba. Uite, acum eu am să-ți spun una și tu să-mi spui dacă o știi. Cățeluș cu părul drept, ca curat nu e deștept, dar că nimeni n-a văzut, este un hoț mai priceput. Cățeluș cu părul creț. Bravo! Eu știu o versiune un pic mai scurtă, însă îmi pare că e una interesantă. Cățeluș cu păr vărgat, miliardul, de ce l-ai furat? Elvira, eu zic că poezia nu e pentru Ala. Ala cântă și dansează. Oh, mie asta îmi place, provocarea ta, Ludmila. Operă, te rog. Super, asta da provocare. Nu știu dacă o scot. Hai, haideți. În premieră. Dragi prieteni, în premieră interpretă Ala Zasmenko, cântă și sare în coardă. Operă. Liniște. Quantum in vo, quantum in vo, solito per la via, la tempesta sei mira, e tai polizza mia, tutta ricerca in vo. Cercă-mi de copopie. Hai să fie andă. Super! Super! A fost ceva excepțional, zic eu. Ala, zic eu că poți de acum încolo la concerte să și dansezi, să și sari în coardă. Elvira, să știi că noi astăzi ne aducem aminte de copilărie și tot așa mai departe. Serios, ai fost și tu copil? Sigur, dar mai avem și ceva mai nou din copilărie, asta este skateboard-ul. Diamond, asta e din tehnologiile astea. E din tricuri cu skate-ul. Hai, Diamond, provocare. Să-l întreb mai întâi de cât de des o face. Atunci eu de la vârsta de 14 ani până la 15 ani mă foloseam de skateboard și în loc de mașină. 14 ani n-ai permis de conducere, n-ai mașină, ai bicicletă. La noi în Moldova și fără permis de conducere se conduce. Welcome to Moldova, dară. Codrii mei bătrâni, prietenii mei buni, doinele vă ascult venind din bun străbun, o iarbă verde, un cântec dulce, o păsărică pe ram, multă senină, unde m-aș duce, unde te-ai duce, tot voi rămâne pe veci, multă senină. Cică, surcica nu sare departe de trunchi. Însă, în familia Zasmenko-Motreac, lucrurile nu stau chiar așa. Dacă mama cântă, atunci feciorul dansează. Dar ce fel de provocare, de onoare, alături de Elvira Blându,
fără a implica și trecătorii, publicul, care de fapt ne sunteți cei mai dragi și cei mai importanți și totul se face de dragul vostru. Ce ziceți, prieteni? Invităm și publicul să sară elasticul? Da. Noi, cât încă nu a fost operatorul, chiar am provocat niște domnițe venite din America, îmi pare că erau. Din Palestina? Să vă spun sincer, au rămas impresionate de jocul nostru, dar să vedem dacă rămân la fel de impresionați, că le aducem aminte de copilărie și cei din Moldova. Deci, provocatorilor, haideți! Помните, пожалуйста, ваше первое стихотворение. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мячик. Спасибо вам большое, всего вам хорошего. Șotronul e și el jocul favorit al copilăriei. Tocmai din acest motiv nu putea să le scape și copiilor din vedetele noastre. Prieteni, fiindcă în ultimul timp lumea, mai ales copiii, adolescenții, au devenit sclavii internetului, eu zic, da, și nu numai, da, eu zic să-i provocăm la un joc activ, săritul în cuburi, da? Sunteți gata? Și să facem un trenuț, cântecul ăla, dar trenul tuc, tuc, tuc și eu mă duc. Ne-am jucat, ne-am mai jucat, dar ne-i teamă că va însera. De fapt, așa și este nouă copiilor. Întotdeauna ne-a plăcut să ne jucăm până seara târziu, până părinții nu ne strigau forțat să ne ia acasă. Am avut alături de noi, dragi provocatori, niște oameni extraordinari de frumoși. Astăzi au fost copii, au fost foarte vesele, au fost jucăuși și vreau să-i întreb dacă le-a plăcut provocarea care, de fapt, mi s-a adresat și mie. Mie mi-a plăcut foarte mult. Să o începem de la capăt. Ion, că a bătut. Da, capăt. Capătul, dau și microfonul. Cum ți-a plăcut această provocare? Sincer, mi-a plăcut foarte tare această provocare. Timpul de afară era perfect, atmosfera era foarte caldă și la sigur chiar mâine am să vin iarăși să mă joc în aceste jocuri. Cuburi rămâne. Cuburi rămâne, da. Draga mea Elvira, având doi copii acasă, mă aflu în lumea copilăriei zi de zi. Dar astăzi vreau să-ți mulțumesc pentru că m-ai transportat în amintirile mele din copilărie și, sinceră să fiu, având și o fetiță acasă, cu siguranță am să o învăț aceste jocuri extraordinare. Dragi părinți, ca rezultatul nostru să fie unul bun, vă rog să o faceți și dumneavoastră. Vă sărutăm și până la noi întâlniri aici în parc cu copiii dumneavoastră. Așa, să vedem ce spune prietenul nostru, Giovanni. Cum ți-a părut? A fost foarte fain. Ți-ai amintit de copilărie? Da. Păi repetăm încă o dată. Înseamnă că provocarea noastră a fost una foarte eficientă. Aici ceva se întâmplă. Ala, Zasmenko! Cum ți-a părut? Mie mi-a plăcut. De fapt, eu copil sunt în fiecare zi. Și în suflet, pentru că având copil acasă, cum a zis și Ludmila, nu poți să nu fii copil și tu, pentru că în fiecare zi vezi foarte multe năzbâtii de-a lor care, fără să vrei, te iai după ei și tu. Să vedem ce spune Vlad Codreanu, mai poține. Da, 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 desigur, pentru că nu este grea, eu am zis că la vrei să pari și tu mai mare. Vlad, cum ți-a părut? Să știi că mi-a plăcut foarte mult, mi-am adus aminte de copilărie și cu mare drag o să mai ieșim afară, deci să mai facem câte un offline măcar o dată în săptămână, să ne aducem aminte cu mai mulți, să ne jucăm și de afugăritele, de ascunsele și de războiul. Pa, 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 Elvira, ești moartă!
Și ultima persoană pe care vreau să o întreb este vloggerul Damon, așa cum îl cunosc prietenii noștri. Cum ți-a părut? Atunci mi s-a părut un ceva minunat și de neuitat. Decât să stăm în lumea noastră virtuală, cum ar fi socialul, mult Instagram, Facebook, și vorbim doar în virtual, în loc să stăm în virtual, mai bine să ieșim afară, să ne aducem aminte de ceea ce noi suntem, niște copii. Dragii noștri, asta a fost, însă noi vă îndemnăm să fiți cu ochii pe o provocare de onoare la CNTV! Te provocăm pe tine să sari în coardă. E sărbătoare!